Regele Charles și Regina Consoartă au fost fotografiați pentru prima dată alături de prințul și prințesa de Wales. Fotografia oficială a fost făcută înainte de o recepție pentru șefii de stat pe 18 septembrie. Regina Charles al iii a fost fotografiat alături de regina consoartă Camila. Lângă aceștia se află și prințul de Wales, anume principalul moștenitor al tronului britanic William și soția acestuia Kate. Îmbrăcați în negru și zâmbind larg, aceștia au stat umăr la umăr în fața unui balcon auriu, într-o demonstrație de solidaritate drept cei mai în vârstă membri ai familiei regale britanice. Fotografia a fost făcută la Palatul Buckingham chiar înainte de o recepție ținută pe 18 septembrie. La eveniment au luat parte lideri din întreaga lume, printre care președinți și prim Ministrii, membrii ai familiilor regale străine, guvernatori general și ambasadorii care au călătorit la Londra pentru funerariile reginei Elisabeta II. Aceasta a fost una dintre primele audiențe oficiale ale regelui în calitate de monarh de la încheierea doliului regal. Charles și Camila urmează să aibă primul lor angajament public comun de la încheierea doliului, vizitând luni Dunfermline pentru a marca obținerea statutului de oraș.